Prin urmare, Stănică, în ciuda sincerității sentimentelor lui pentru Olimpia, la început, fie și sub formă nestabilă, se simțea vinovat de a fi călcat regula și se temea să înfrunte ochii ironici ai rudelor. Casa pe care o luase de la Simion era o dărăpânătură. Prin avere se înțelegea în familie lucruri fabuloase. Nu toți în familie erau bogați, unii erau chiar cu desăvârșire scăpătați sau de o condiție mai mult decât modestă, mulți erau însă bine situați, mari industriași sau moșieri sau în sfârșit în posturi de comandă bine retribuite. Erau printre ei magistrați, politicieni, dar niciun ofițer. De serviciul militar căutau printr-un straniu atavism să scape toți. Lucru notabil, indiferent de situația materială, rudele se aveau bine între ele și nu se disprețuiau. Cei bogați veneau măcar o dată pe an în casa celor săraci. În oraș, ruda cu mari relațiuni își lăsa tovarășii de convorbire și întindea mâna rudei cu haina roasă, mic împiegat. Stănică era foarte mândru de rudele lui și circula cu știrea sau fără știrea Olimpiei de la unul la altul. Îl opreau la masă oriunde se ducea și, cum rudele lui erau foarte numeroase, ar fi putut mânca 2 luni în șir gratis, fără să intre de 2 ori în aceeași casă. Astfel se explică necesitatea pe care o simțea Stănică de a sta de vorbă cu multă lume, de a trece de la o familie la alta, de a afla tot ce se petrece peste tot. Deși sărac, Stănică nu avea grija viitorului cu atâtea rude solidare. E drept că acestea nu-i dădeau bani decât foarte puțini, fără știrea Olimpiei, fiindcă, în genere, ele nu admiteau ca unii să trăiască pe socoteala altora. Perfect egali în evenimentele capitale ale vieții, naștere, nuntă, moarte, aniversări, unde se adunau un număr considerabil, țineau să rămână despărțiți prin avere. Dar averea nu le dădea orgoliu. Dimpotrivă, cei bogați doreau ca cei sărați să se procopsească și le cătau mijloace, fără să-i silească. Familia avea cultul inițiativei personale. Dacă Stănică ar fi dorit să-și găsească o meserie mai sigură, ar fi căpătat-o fără îndoială. Însă el se mulțumea cu mediocritatea lui liberă și sigură în așteptarea unei lovituri. Rudele, ferindu-se a-i cultiva lenevia, întreținându-l, socoteau foarte legitimă așteptarea lui de a-și face o situație mare și neprevăzută. Familia lui Stănică avea foarte multă asemănare cu familiile domnitoare din Europa. Din acelea fac parte regi și ofițeri săraci, împărătese și obscure soții de conți provinciali. Regii în activitate dau rudelor numeroase un ajutor neînsemnat câteodată, care nu le scoate din mediocritate, dar le onorează apartamentul sărac cu vizita lor și le acordă cu prisosință atributul de unchi sau de văr. Și acolo meseria lucrativă e socotită ca o eroare, iar legăturile de familie se pun la cale după un examen colectiv. Situația aceasta are avantajele și dezavantajele ei. De pildă, spre a se putea căsători cu Olimpia, Stănică a trebuit să se pună în conflict cu familia, dar aceeași familie îi dădea siguranța pe lume. La Stănică, lăcomia și versatilitatea nu obtenebrau observația morală. Că un bătrân trebuie să moară și să lase averea tânărului, asta înțelegea foarte bine. Ba chiar avea o listă de rude care, prin decese sistematice, puteau să-l pună și pe el în măsură de a moșteni, deși din cauza prolificității familiei, el rămânea o rudă veșnic colaterală. Totuși, să arunci în spital un bătrân și să privezi un copil de succesiune, asta îi se părea o infamie. Aglaie era pentru el o viperă, iar Olimpia pierduse mult în ochii lui prin indiferența
arătată față de accidentul lui Simeon. Și purtarea lui Moș Costache, care strica orice previziune, îl irita. Când era în joc interesul lui, Stănică găsea în lui vorbă argumente suplimentare. Dacă din înlăturarea lui Simeon ar fi tras un profit, ar fi susținut că se făcuse tot ce era uman posibil și că acum trebuiau apărate legitimele drepturi ale copiilor frustrați de uzul bunurilor ce li se cuveneau. Câteodată se înduioșa la gândul absurd că Moș Costache putea să-i lase și lui ceva și atunci admira jertfa oamenilor vechi, care se privează de bucuriile vieții ca să facă cu putință înălțarea tinerilor. O problemă începuse să devină pentru Stănică de la o vreme Olimpia. Dacă o iubea sau nu este greu de spus, întrucât lui Stănică îi lipsea expresia mai analitică a sentimentelor. Din purtările lui nu se puteau desprinde decât emoții și o concepție. De bună seamă că atunci când se căsătorise cu Olimpia fusese emoționat. Încercase și mândria lăuntrică de a face un gest necugetat, romantic, în dauna intereselor lui. Nu mersese până la căsătorie, fiindcă îi zicea că după atâta sacrificiu se cădea să judece matur și să apere existența fiului său și a mamei fiului său. A urmat ceea ce știm. Când vorbea de dragoste, de căsnicie, Stănică era totdeauna emoționat exterior. În fundul sufletului simțea o inexplicabilă plictiseală, o vină imensă, nedeterminată. La drept vorbind, gestul de a se căsători cu Olimpia nu era romantic decât momentan. Stănică crezuse că face un calcul de maestru, care nu se uită la bunurile imediate, ci la cele ce pot decurge mai târziu. Informațiile lui despre Moș Costache îndeosebi erau strălucite. Nu aflase însă despre Otilia decât ca de o fetiță crescută de milă, dimpotrivă i se spusese că toată averea era destinată fetelor Aglaiei. Stănică devenise romantic prin eșec și acum era trist, așa de trist încât îi se păru că încearcă toate emoțiile prin care trece un mare izbit de soartă. Gândul obscur de a se scăpa de Olimpia și a încerca o altă lovitură, de data asta bine controlată cu ajutorul rudelor, îl mai invadase adesea. Nu aproba nici temperamentul Olimpiei. Nu puteam vinovăți de nimic, însă admirația lui era pentru femeia sprintenă, sociabilă, pe care o înțelegea ca pe Otilia și ar fi scuzat-o ca pe Georgeta. Ar fi vrut o femeie care să-l împingă. A scăpa de Olimpia însemna divorțul. Să dea însă divorț fără motiv era, după concepția lui, o canaliere. Olimpia era mama îngerașului lui mort. Imposibil. Nu se întemeiază o patrie fără fidelitate conjugală, așa spunea el față de lume. În schimb, întrevedea despărțirea în două chipuri pe care și le reprezenta cu plăcere și consolare mental. Se întorcea acasă și găsea pe Olimpia în brațele unui individ. Scena îl zguduia, îl mișca chiar în imaginație. Antipatia lui, visa el, de acolo venea, din presimțirea că Olimpia este o nemernică. El, omul de viitor, căruia i se făcuse propuneri strălucite, făcuse idealism, luase din dragoste o fată fără nimic, cu rude mizerabile, punându-se în conflict cu propria lui familie, ca apoi să fie terfelit. Ipoteza aceasta era frumoasă în imaginație. Din păcate, Olimpia, placidă, nu-l înșela. Stănică încerca pentru o clipă remușcarea de a bănui o soție atât de pură. A doua ipoteză pe care o visa era ca Olimpia, ghicindu-i nemulțumirea, să-l cheme și să-i țină acest discurs.
Stănică, tu nu ești făcut pentru viața asta. Ție îți trebuie o femeie de lume, cu bani care să te ajute în carieră. Câtă vreme am avut copilul, am tăcut. Acum văd și eu că nu mai merge. Nu vreau să te am pe conștiință. Mă retrag cu Aurica. Puținul cât îmi trebuie să trăiesc, îl am. Tot în închipuire, Stănică încerca să protesteze patetic. Nu, nu, nu se poate să te las. Tu ești mereu mama copilașului nostru, a lui Relișor. Doar dacă tu nu ești fericită cu mine, atunci, firește, mă sacrific, mă dau un dărât din fața norocului tău. Nici așa nu-ți închipui că te voi părăsi. Nu, îmi fac datoria sfântă să-ți dau mai departe, de la distanță, ocrotirea mea. Atât de mult înduioșau pe Stănică aceste ficțiuni, încât se simțea bun la suflet, victimă chiar a bunătății lui. Liberat prin aceste două ipoteze de Olimpia, făcea apoi planuri mărețe, fie că noua nevastă era o femeie consumată, fie că mai bătrână avea o considerabilă avere. Nici Georgeta nu-i displăcea. Era frumoasă, cu relații care erau mai degrabă folositoare decât dezonorante, cu putințe admirabile de a-l împinge. Firește, Georgeta contrazicea conceptul lui de femeie sfântă, dar dacă în fundul nemărturisit al sufletului tocmai calitatea de curtezană cu trecere îl atrăgea, la lumina conștiinței își zicea că face o faptă minunată, ar înălța-o pe Georgeta până la el. Toată ciuda lui Stănică venea din faptul că Olimpia nici nu-l înșela, nici nu-i propunea să divorțeze, dimpotrivă, îl privea ironic și bănuitor și noaptea cel puțin îl urma în toate escapadele lui. În ziua când calendarul ortodox prăznuiește pe Sfânta Martiră Agripina, zi de lucru de altfel, Stănică și-a dus aminte că are o mătușă Agripina la care obișnuia să treacă o dată pe an. Ca să se mai smulgă din preocupările grele și ca să ia un contact cu familia lui, fără să spună nimic Olimpiei, porni chiar de dimineață în oraș și se urcă în tramvaiul cu cai din calea Rahovei, care mergea pe calea Moșilor. Se dădu jos la bariera Moșilor și se îndreptă spre șoseaua Mihai Bravu, spre strada Fundătura Vaselor. Trecu printre butoaiele noi și alte ustensile de dogărie, scoase în fața prăvăliilor, printre mormane de rogojini, pe dinaintea prăvăliilor cu lână și plăpumi, și intră în fundătură, ocolind prin strada vaselor și strada mașinii, ca să se gândească mai bine ce felicitare să-i facă bătrânei. Atunci a dus aminte că nu i-a adus nimic. Se căută prin buzunare unde găsi câțiva franci, strâmbă din gură și se întoarse spre barieră. Acolo dibui o simigerie, intră înăuntru și ceru o pungă cu alune americane prăjite și câțiva covrigi uscați cu susan, dintre aceia în forma unui inel de lanț care se sfărâmă în gură. Aceste produse ale cuptorului plăceau cu deosebire mătușii Agripina. Stănică se întoarse din nou înapoi în strada Fundăturii. De asta dată pe drum neocolit și se opri în fața a două case fără etaj, destul de mari și cu tencuiala scorojită, stând de o parte și de alta în fruntea unei ogrăzi enorme, ca două corpuri de gardă în fața curții de onoare a unui palat imperial. Una din case, cel puțin cu aer de părăsire, deși încă impunătoare, se ghicea că fusese prăvălie din cauza obloanelor trase. Forma ferestrelor și un pervaz lat de lemn în fața lor, ca o teșghea, dovedeau că fusese o brutărie. Între cele două case ar fi trebuit să fie un gard, dar nu era decât o poartă stingheră într-o parte. Curtea avea înfățișarea unui han cu case de jur împrejur, vechi și cu încăperi ce se ghiceau prea mari. Pe latura de fund a patru laterului se vedea o tindă cu stâlpi de lemn prefăcută în geamlâc.
Curtea era plină de butoaie, de doace, de scânduri scurte de stejar, de papură, fiindcă într-o parte ședea un dogar. Erau și câteva căruțe țărănești cu coviltir. Într-un colț, un individ potcovea un cal prins între trei pare în chip de ulugi. Un fel de boltă fusese refăcută și folosită ca potcovărie. Stănică își aduse aminte că pe când era copil, curtea era plină de căruțe pentru pâine. Mătușa Agripina era sora mamei lui și era măritată după un brutar. Toată curtea era proprietatea ei și el se juca cu copiii Agripinei, verii lui, ascunzându-se prin unele odăi care slujeau ca depozit de făină și grâu. Lucrătorii le dădeau voie să intre în sala unde dospea aluatul și le făceau mici pâini pentru fiecare. Lui Stănică îi se păru chiar că miroase a cuptor. Te pomenești, gândi el, că a luat cineva brutăria și scoate pâine. Constată însă că miroseau covrigii din buzunarul lui. Cum zboară verile, murmură el nemulțumit. Toate astea erau ale Agripinei și acum ea stă cu chirie într-o odaie a caselor ei. Am avut rude putrede bogate și eu sunt un pârlit când puteam să fiu milionar. Ceea ce murmurase Stănică era adevărat. Agripina vânduse casele ca să-și crească progenitura și acum trăia din ajutorul pe care îl dădeau cu regularitate copiii și chiar celelalte rude. Din casa ei însă nu voise să iasă. Îi plăcea la obor. Ajuns în fundul curții, Stănică văzu două trăsuri luxoase. Căută cu ochii prin curte și descoperi unul din vizitii, particular. A venit și bărul meu Panait? Măi, Vasile! A venit numai Conița, explică vizitiul. Sigur, își zise Stănică, e bine când ai copii ajuns sus. Panait era directorul unei mari fabrici de zahăr și senator sub regim conservator. Stănică se urcă pe trepte în geamlâc, deschise o ușă și pătrunse într-o osăliță în care mirosea grozav a năut și a cafea prăjită. Apoi bătu puțin într-o ușă enorm de înaltă și vopsită așa de mult încât se bășicase de uscăciune și intră. Atunci văzu acest lucru, care pentru el de altfel nu era o surpriză, că odaia, mai înaltă decât adâncă, era plină de lume. Se duse întâi la un fotoliu cu speteaza foarte înaltă, pe care ședea o bătrână cu fața pătrată, însă cu bărbia ascuțită ca un supliment triunghiular. Bătrâna avea pe cap o scufie împodobită cu jeuri, iar la un ochi avea albiață, din care pricină privea pieziș și zâmbea în permanență. Sărut mâna, mătușă, o firitisi tare Stănică, sărutându-i efectiv mâna ridicată în acest scop. Cele dorite și să ne îngrop pe toți! Ba, să mă ferească Dumnezeu! Dar ce miroși așa pâine caldă, parcă sunt pe vremea când scoteam cuptorul. Ei, ce miroase, zise Stănică cu umor. Ți-am adus covrigii tradiționali. Ce poate să-ți aducă un pârlit ca mine ajuns la covrigi? Uite și alune. Bătrâna luă covrigii foarte încântată și începu să ronțe monoton. Ia să văd cine mai e pe aici, continuă Stănică ridicând capul. Pe un pat bătrânesc înalt și lat, cu multe suluri și perne și fără tăblii, ca paturile țărănești, ședeau îngrămădite vreo 5 fete de vârste felurite, de la 15 la 20 de ani. Fetele erau îmbrăcate bine, chiar luxos, iar după față arătau a duce o existență fără griji. Erau nepoate de ale Agripinei, fiice a feluriți copii, toți foarte bogați, crescându-și copiii cu guvernantă. Însă copiii nu se rușinau să vină la Agripina,
unde de altfel părinții îi obligau să facă măcar o vizită anuală. Fetele râdeau și mâncau năut amestecat cu alune dintr-un fel de grea cupă de aramă. Ce face Lili? Ce mai face Lucia? Ce face Lica? Întrebă familiar, făcând semn cu mâna, stănică satisfăcut. Bine, unchiule, dar dumneata n-ai mai venit pe la noi. Nu pot, dragă, se posomorâ stănică. Viața mea trece prin momente decisive, ori, ori. Tu totdeauna treci prin momente decisive. Așa ești tu, cu gura mare. De când te-ai însurat, te-ai înfundat nu știu pe unde la soacră ta. Vin o să-ți facă Costică un loc la fabrică. Nu mă fac eu, dragă slugă, la vârsta asta. Poate dă Dumnezeu și dă o lovitură. Persoana căreia îi vorbea stănică era o cucoană mai degrabă tânără, dar bine hrănită, îmbrăcată cu lucruri scumpe care nu speriară pe avocatul nostru. Doamna, dimpotrivă, tăcu ca să nu îl supere. Hotărât, stănic avea autoritate în familie. În mirosul de năut, el distinse efluviile unui parfum. Cine miroase așa parfum? Tu? Se adresă el doamnei bogate, care era verișoară. Cu ce te dai? Uite cu ce dau! Și doamna scoase din săculeț o sticluță ca un bloc de cristal. Adu-mi coace, comandă stănică și, punând mâna pe sticluță, o vărsă pe haină. Stănică, țipă doamna, ești nebun? Cu asta se dă numai puțin. Stănică însă voia să se bucure odată și bine de bețiile parfumului scump. Ce vă pasă? Zise el ironic. Vă jucați cu banii, mama ei de viață. Când o-i da de filon, mă scald în șampanie. Dați-mi niște bani, că mi-am cheltuit ultimele resurse pe covrigii tantei Agripina. Agripina asculta mulțumită discuția și ronțăia. Cât să-ți dau, stănică? Întrebă verișoara. Ce să-mi dai? Am zis și eu așa, parcă tu ai bani, bărbatul tău te ține de scurt, să-ți văd geanta. Stănică luă într-adevăr geanta, privi în ea, mișca admirativ din cap, luă câteva piese pe care și le strecură în buzunar și apoi înapoi geanta verișoarei decretând. Nu minte, are! Pe un scaun ședea în apropierea unei ferestre înalte ce dădea înspre pălimar și curte, și care revela grosimea extraordinară a zidului, un domn bine îmbrăcat cu o perlă în cravată. Era ceva mai în vârstă decât stănică și amintea puțin de Pascalopol, fără să aibă finețea aceluia. Era proprietarul unei mori, milionar și senator. Stănică, văzându-l, îi făcu un semn fluturător cu mâna și îl întrebă foarte familiar. Ce faci, mă, toadere? Interpelatul nu se supără și răspunse simplu. Bine, stănică, dar tu? Stănică făcu semn cu mâna că e dezastru și privi către ceilalți din odaie, făcându-le salutări cu mâna, fără să-i mai onoreze cu vorba. Ascultă, mătușă Agripina, zise stănică privind prin odaie. Tot nu te mai descotorosești de vechiturile astea? Și începu să examineze odaia. Zugrăvită cu mari flori de un verde întunecos, învechit, odaia prea mare părea goală. La fereastră erau câteva ghivece cu cerceluși, rezemați de câte o scăricică de așchii. Cea mai mare parte din perdele de la răsărit era acoperite cu icoane de toate mărimile, în fața cărora atârnau, cu sârme legate pe tavan, trei mari candele de biserică. Peretele din dreptul patului era acoperit cu două imense rame care colectau mulțime de fotografii format vizit. În șiruri egale, ca niște fronturi, erau de față acolo toți membrii numeroasei familii. Stănică
aplecându-se asupra patului și sprijinindu-se cu mâinile de umerii fetelor, examină cu atenție un cadru până ce descoperi ceea ce căuta. "Uite, Lily," zise, "ăla sunt eu." Și arătă un băiețaș cu pantalonii scurți, trecând de genunchi, cu surtuc de om matur, cu părul lins, despărțit printr-o cărare laterală, însă cu capetele inegale, parcă smulse. Părea un băiat timid, curățel. "Erai drăguț, unchiule," zise fata. "Hei, hei," se mândri stănică, "eu am fost ceva în viața mea." Peretele dimpotriva ferestrei era acoperit până sus cu un raft, ca acela pe care se pun pâinile în brutării. S-ar fi zis că Agripina îl scosese chiar din prăvălie, dacă lemnul gol n-ar fi fost mascat de bucăți de cașmir vechi și de broderii grele. Rafturile erau pline cu vase, pahare, ustensile de bucătărie, chiar cărora însă vechimea lor și materialul le dădeau aerul unor obiecte de lux sau cel puțin de muzeu. Într-adevăr, crătițile erau niște tingiri mari de aramă cu capace conice ca niște scuturi. Numeroase tăvi de aramă puse una într-alta în ordinea mărimii, ibrice, căni, bizare, piulițe, toate de aramă sau alamă, făceau din raft o vitrină de muzeu. Erau acolo așezate în vrafuri, farfurii cu fine desene negre în tuș, semănând cu niște litografii. O serie înfățișa un soi de păun zburători, amestecându-se cu fluturii în foile unor trandafiri. Unele farfurii întinse de servit, frumoase ca niște dantele, reprezentau înăuntru un lac pe care trecea o barcă cu ornamente rococo dusă, cu șase vâsle lungi de galeră și în același timp cu o prăjină venețiană de câțiva marinari în costume englezești, stil 1820. În barcă se afla un pavilion chinezesc. În loc de nuferi, pe lac creșteau trandafiri. Barca se îndrepta spre o fântână rococo, în marginea căreia, pe o scoică, ședea un Neptun întunecat, încoronat ca un rigă de cărți. În fund se zăreau o peluză englezească și un castel. O statuie, înfățișând un ins cu redingotă, ridica mâinile spre pajiște. Un podeț venețian ducea de la peluză către o insulă unde se ridica o biserică de cel mai pur stil gotic anglican. Câteva cuvinte arabe dedesubt rămăseseră nedeșcifrate de stănică. Erau și altele ceva mai noi și mai stângace, însă tot atât de ciudate. În locul trandafirilor atârnau ciucuri de flori verzui de laur. Pe o lagună trecea un fel de gondolă încărcată cu marinari, părând niște piei roșii și având unelte de pescuit. De jur împrejurul lagunei se ridicau creste mari de munți înzăpeziți, poate niște fiorduri. Nori grei se îngrămădeau în jurul lunii pline. Iar pe o insulă o mare biserică gotică cu turnuri moscovite își înălța vitraliile albite de lună și zidurile negre. Alte farfurii erau așa de înflorite cu albastru intens de Prusia, încât apăreau ca niște enormi iriși. Recipientele de băut ale Agripinei erau și mai curioase. Stănică a început să le cântărească în mâini. "Uite, așa se făceau lucrurile altădată," constată ca și în anul celălalt, în aceeași împrejurare.